să ne ferim de această lucrare demonică, pentru că spune și în Sfânta Carte, în Cartea Levitic, capitolul 20, bărbatul sau femeia de orice mă morții. Ăștia cu spiritismul, vorbesc cu Hitler sau cu Napoleon, sau cu unul mort, băgați în seamă că e foarte răspândită această credință greșită. Zice, cel care vor chema morții sau de vor vrăji să moară neapărat cu pietre să fie uciși, că sângele lor este asupra lor, păcat de moarte, fraților. Și vedeți cum mai nou și oamenii care au funcții de răspundere nu se gândesc la Dumnezeu, nu se roagă Dumnezeu pentru dreptate și adevăr. Se duc la vrăjitoare, se vadă cum ies la lege, ce trebuie să facă, cum să facă. De aceea este o nebunie în lumea de astăzi. Este ceva strigător la cer. Cum ați văzut mai ales după Revoluție, erau vrăjitoarele mai toată ziua la televizor, și astăzi, poate ați auzit, sunt și secte satanice. Așa încât noi trebuie să ne ferim de aceste lucruri și cum putem scăpa de diavolul? Altă întrebare, altă problemă. Cum scapi, Domnule, tu ca om, de diavolul? Că tu nu-l poți birui. Nu poți să te pui cu el, pentru că a fost înger. Așa spune scriitorul acela, Lucian Blaga, fiul preotului din Lancrăm, Sebeș. Nu te pune în dialectică cu diavolul, că te biruiește. Nu sta de vorbă cu diavolul. Stai de vorbă cu îngeri, cu Bunul Dumnezeu, Sfânta Scriptură, cu oameni înțelepți, dar nu cu diavolul. De aceea, de câte ori, diavolul spunea niște adevăruri către Iisus. Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Ce spunea Iisus? Ce zicea către diavolul? Da, e adevărat, tu de unde știi sau cumva? Nu! Și zicea, taci! Și poruncea să iese din om. Iubiți credincioși, Iisus s-a biruit pe diavolul. Pentru că nu s-a aflat păcat din Iisus, diavolul a căutat să-l chinuiască, să-l omoare, măcar un pic să greșească împotriva lui Dumnezeu, să-l nască de Dumnezeu. Dumnezeu a spus să iubești pe oameni, să iubești pe Dumnezeu. Nu l-a putut diavolul să-l facă pe Iisus să fie împotriva lui Dumnezeu. L-a ispitit, știți, de trei ori, cum ne ispitește și pe noi. Domnul Iisus a zis, scris este! Și pe cruce a zis, iartă-ne, Doamne, pe cei care mă răstignesc, că nu știu ce fac. I-a iertat. N-a pornit cu ură, cu blestem. Și i-a iubit pe oameni până la sfârșit. Și l-a iubit și a ascultat Dumnezeu când a zis, facă-se voia ta. Și noi zicem, dar nu prea respectăm. E bine, vreau să vă spun că Iisus l-a biruit pe diavol. L-a crezut un om oarecare, l-a omorât, l-a schinjuit, dar a înviat pentru că n-avea păcat și a fost primul om înviat. Și fiind și Dumnezeu ne înviază pe toți, de aceea noi ne naștem din nou prin botez. Ne îmbrăcam cu Iisus Hristos și El a spus să mâncăm trupul și sângele Lui, ca să fim cu El, să avem viață, să ne împărtășim. Cum au făcut și astăzi foarte mulți creștini și bine au făcut. Ca să ne salveze Dumnezeu. De aceea Iisus spune, fără mine nu puteți face nimic. Din această cauză. Noi putem să biruim pe diavolul. Dar cum? Nu noi! Ci prin Iisus Hristos. Prin rugăciuni. Prin exorcisme. Prin puterea Duhului Sfânt. De aceea, iubiți credincioși, Iisus spune, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, așa încât Iisus ne salvează numai noi să fim strâns, legați în jurul Domnului Iisus. Iubiți credincioși, auzi de multe ori pe creștini zicând,
De ce Domnul a lăsat Dumnezeu moartea? De ce atâta chip? De ce l-a lăsat pe diavol? De ce l-a lăsat frasă? Ia să ne gândim, de ce l-a lăsat? Ca omul să cunoască rău și să asculte Dumnezeu, să creadă Dumnezeu care l-a creat și iubește, să vadă răul și să vadă binele pe pământ. Pentru învățătura noastră, pentru veci de veci, de aceea l-a lăsat. Să vedem urmările răului, să vedem ce înseamnă neascultarea de Dumnezeu. Urmează un șir de suferințe groaznice pe fața pământului. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu are grijă de oameni. Dar omul trebuie să înțeleagă că el nu poate fi fericit în veșnicie fără Dumnezeu. Sau împotriva lui Dumnezeu și să se asemene cu diavolul. De aceea să ascultăm Dumnezeu, să-L urmăm pe Iisus, pentru că răul este spre învățătura noastră. Și răul va fi biruit ca în povește, bine! Pentru că chiar dacă diavolul se încercăjește pe un om, chiar dacă îl omoară, omul trece în fericire, în viața veșnică. De aceea spune Iisus, nu vă temeți de cel care ucide trupul, iar după aceea nu mai poate face nimic, nu mai are nicio putere. Ci temeți-vă de acela, adică de Dumnezeu, care poate să omoare trupul și să arunce sufletul în gheena, în iad. De aceea, iubiți credincioși, vă fericim pentru faptul că sunteți cu credință puternică, suntem în postul mare și ați venit într-un număr atât de mare la Sfânta Biserică să venim cu tot dragul că Iisus este cu adevărat Salvatorul nostru. Aș vrea să vă anunț câteva lucruri, adică un lucru de fapt, și anume, discutam noi acum două duminici să facem niște ferme.